No, bună ziua, oameni buni, și bine ați venit într-un nou gameplay. Desigur, astăzi o să jucăm Bully Scholarship Edition. Da, din câte am înțeles, este un joc foarte interesant despre școală. Vă dați și voi seama ce subiect avem noi aici de discutat. Welcome to Bullworld. Uitați-vă la cum se uită. Fix așa se uită profesorii când ești nervos. Da, bun, mă. O, oh, da. Și foarte tipic începutul, vedeți? M-au dus o mașină direct la stația de bus. Așa mă gândeam și eu, mă. Nici eu nu pot crede asta. Cine dracu' e asta? Aoleu, ce față are, zici că și-o mâncat toată margarina azi dimineață. Ce cităt o obosește atâta să-mi explici, doamnă. Nu prea cred. Eu zic că ai putea să încerci. The headmaster is expecting you, Hopkins. Ce Hopkins? Nu mă cheamă Hopkins. Nu prea cred, eu n-am nevoie de așa ceva, îmi pare rău. No, vedeți ce școală e acolo, vedeți direct turnul Eiffel. Ai de capul meu, no bine, mă duce singură. Oare putem ieși după ce ajungem? Să vedem. Da, și un început foarte promițător. Stați să vedem, deja sunt închis ușa, nu putem ieși. Mă gândeam și eu. No, bun, să vedem ce activități intelectuale găsim aici. Uitați, ai de capul meu, direct de pum. A, uitați ăștia, ai de capul meu. Ce faceți, mă, dați-vă la... dați-vă mă într-o bață. Aha. Foarte rău puse controle în jocul ăsta, da. Tocmai de-aia nu putem fugi, vedeți, numai sări. No, vedeți, exact așa se face. Cum a făcut ăsta, vedeți, exact așa se sare. Direct, țop, 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 țop și țop. Vedeți? Grasule, ce faci? Uitați-l ăsta, deja obosit. Vrei un pumn în gură, domnul? Alo? Ce faceți, mă, dați-vă, mă, într-o parte. Direct intrăm în școală. Și aici ne facem prezența, desigur. Cunoscută prezența, tu du-te de aici în pizda, mătii. A, mai vrei? Ai de capul meu! Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ni. Ai de capul meu! Dar numai bun. You failed, you were busted. Da. Foarte inteligent din partea mea să dau un pumn în într-o copilă de clasa 4. Exact așa face băiatul ăsta. Bine, și ne dă de la început, desigur. Unde avem control e punct din shift. Și te uitat cu privirea din mouse. E nicio, dați-vă într-o parte. Ce dracu? Ce aveți, mă? Fugi, mă! No, bine, mulțumesc, ai de cap. No, hai să ne batem, hai să ne batem. Tu nația ta în gură astăzi și mâine. Ai, dă-i mă, dă-i mă, dă-pă el, hai, dă-pă el, tu nația lui, așa mă, direct, choc slam în aer, o luat. Și tu vrei, domnul, vrei și tu, mă, hai, grasule, stai cabral, stai negru, mă, ceva țigan, convertit, haide, domnule, direct văd bătaie în școală, vrei, domnul, nu-i lași pe ăsta, mă, și tu, domnule, începi, l-au căzut la pământ, și tu, domnul, așa, mai dă-i, mă, mai dă-i. Mami, mă, i-am dat și la ăsta un pumn peste cap. Yo, violence authority. Alea autoritatea bănesc. Dar până nu s-a întâmplat nimic, vedeți? Deja ăla de la autorități s-a dus în măsa. Pentru că fugi după mine, câinația lui. Vai, doamne, trebuie să-mi controlez shift-ul. Pentru că nu pot să joc așa. S-ar puțin, nu. Controale. Desigur.
dar numai bun. Stați puțin, oameni buni, până găsesc eu controlele, voi puteți bea o ceașcă de cafea. Unde era sprintul, mă? A, da. Mulțumesc. Amu, vom fugi. Ăla-i, mă. Direct nu mă mai prinde nimeni. Cu sprintul nimeni nu m-a prins niciodată, pentru că băiatul ăsta știe să fugă, ăla-i tată. Și mere în pacii. Nu mere. Tu poate mă uită ăștia dacă... Ba, uită-i, fuznația ta în gură, domnule, astăzi și mâine. No, bine, fuznația ta. No, bine, oameni buni, așa se întâmplă când te prinde autoritatea. Ce autoritate, știați, ceva băieți cu calaj din aia din clasa 10, ceva mai mari ca mie, care vor să-și impună autoritatea, desigur. Bine, eu sunt în clasa a 12-a doar. Băiatul ăsta e, cred că, în clasa a 3-a. După cum umblă, așa văd. Mănii, mă, drept bătaie. Dar băi, nu mă interesează. Eu nu mă bat, faci. Nu mere. Go to boss principal office. Deci asta este activitatea noastră care trebuie să o facem. Doar că băiatul ăsta este prea încet. Vedeți? Stați puțin să vedem moca lui. Aha, ceva băiat preșcolar. Dă-te, mă. El mere ca în hainele lui la el acasă, așa mere în școala asta, vedeți? Hello there, ma'am. Da. Salutare, domnule director. Yes. So you must be Hopkins. Ce Hopkins, mă, nu mă cheamă niciun Hopkins. Mă cheamă Billy. Yes, very good. Da. Let me see. Nu mă interesează, domnule. Ei bine, am dat skip la acest capitol pentru că Billy are activități importante de făcut în școala asta. Whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Auziți și voi acolo. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? Nu. We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Să vedem. Despre ce este vorba. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Mă, uitați cum se uita la mine. Atunci nație ta, vrei un pumn în gură? Nu cred că mai are. Left shift. How you doing? I always knew you were a failure. Aoleo, ce muie masivă mi-a dat. No, bune. Direct am simțit-o și eu ce muie masivă mi-a dat aia. Ai de cap. Hai să merem. Direct 2 metri o zburat aia. Mă interesează, domnule, dă-te din calea mea. Sună cu cardiajele, oameni buni. Sună careva la sonerie cu cardiajele. Boys dorm, da. Ce timp este, da, timpul pentru a fi bătut, aul ăla. Da, bate-l, bine, dacă poți, domnul. A, scuznația ta. Vrei bătaie, domnul? Uite aici ce atletic este băiatul ăsta. Hai încoș, mă, hai încoș, scuznația ta. Vrei bătaie, mă? Măi, uite că deja e pe jos, băiatul. Uitați acolo, așa se face, oameni buni. Vedeți? Exact așa se face, oameni buni. Dă-i, mă! Direct împinsă ca în clasa 10-a și un pumn în coaie. Așa, bun. Dă-i, mă. Direct acolo. Ala-i, mă, uite acolo. Vedeți ce spectaculos. I'm gonna
Ați văzut, oameni buni, exact așa se face. You're dead, new kid! Dead! Uitați-l pe ăsta. Break it up! Aie capul meu. That's enough of that! Break it up! Why are you not in your uniform, young man? Da, de ce nu port uniformă, desigur? Pentru că n-am bani, domnul. Dați-mi dumneavoastră bani de uniformă. Ei bine, acest personaj, Billy, ați văzut ce i-a dat în gură la domnul ăla. Cine-i băiatul ăsta? Hey, you're the new kid. Yeah, what's it to you? Friendly, aren't you? Ce vorbești, domnul? Ei bine, oameni buni, noi vom continua în partea a doua, pentru că ăsta și-o pișa la el, s-o pișa pe el deja. Ce faci, mă? Drâi, bă, tai, tu-ți nația ta, mă. Ei bine, la revedere, oameni buni.